Conștient de valoarea lotului pe care îl are la dispoziție, tehnicianul galben-verzilor susține că meciul cu vicecampioana Unirea Urziceni trebuie câștigat. Nu mi-e teamă, dar trebuie să îl privim cu foarte multă responsabilitate. Este un joc cu o echipă care nu are ce să piardă. Este un joc cu o echipă care a fost adunată în pripă cu o săptămână înainte de începerea campionatului. O echipă care și-a păstrat doar 3 jucători din vechea gardă, dar o echipă care, dacă nu ți impui punctul de vedere și o lași să joace, poate să producă surpriză. Jucătorii sunt și ei extrem de motivați. Vedeta lotului, Wesley Lopez, vrea și el cu orice preț victoria. În prima dată vreau să câștig Urziceni. Îmi interesează Oțelul și Gina. Mâine are un meci foarte greu pentru noi. Și cum noi vreau să iei sunt un loc sus, mai bine să câștigăm mâine un meci. Și cred eu că niciodată câștigat Urziceni aici acasă. Și mâine are o posibilitate mai mult bună și pentru locul clasament și pentru noi. Și după să vedem Oțel și Galați, acum e mai bine sunt eu cu capul 100% concentrat la meci cu Urziceni. Partida dintre FC Vaslui și Unirea Urziceni se va desfășura vineri 30 martie cu începere de la orele 17. Biletele se pot procura până la ora meciului, toți susținătorii galben-verzilor fiind așteptați să sprijine echipa favorită.